Picioarele mele au început în Biserica Ortodoxă. Acolo am cântat 5 ani în corul bisericii și era o căutare după Dumnezeu. Sigur că Dumnezeu lucrează așa cum vrea El și probabil și în funcție de structura noastră a fiecăruia. Venea greu să mă dezlipez de o religie, de o confesiune și Dumnezeu a trebuit să lucreze mult ca să înțeleg că de fapt asta nu are nicio importanță. Și când am înțeles că Hristos este Cel care a murit pentru mine și că lucrul ăsta nu se întâmplă într-o biserică, ci lucrul ăsta, deci confesiunile sunt până la urmă niște lucruri inventate de oameni, lucrul acesta m-a eliberat. Eu am avut harul, ca să spun așa, să intru în biserica aceasta pe fundul acestor frământări care m-au ajutat, dar totul este mâna lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu știa că acum este momentul potrivit ca să intru acolo. Căutarea mea a fost în fel și chip, m-am lovit de foarte multe ziduri și de multe ori n-am înțeles ce se întâmplă, dar exact așa cum spunea unul dintre frații mei, la un moment dat am zis, Doamne, dacă existi cu adevărat, eu vreau să văd lucrul ăsta și nu la nivelul minții, că la nivelul minții deja mă zăpăceam, citeam despre un Dumnezeu care este viu și nu vedeam și nu simteam nicio implicare. Dar Dumnezeu știa că sunt sensibilă, am o fică care are 19 ani și după ce și-a dat examenul de capacitate, a fost într-o tabără creștină cu un grup continental. Și acolo Dumnezeu a făcut minunea aceasta. A schimbat inima ei, a schimbat mintea ei, a schimbat-o în totalitate. Am trimis un copil în tabără și după o lună de zile am primit acasă un cadou minunat, un alt copil. Vreau să vă spun că fiica mea a fost un copil deosebit de cu minte întotdeauna, dar a născut-o din nou Dumnezeu în luna aceea pentru el. Și atunci când am văzut că cu fiica mea s-a întâmplat lucrul acesta, am zis, Doamne, dar ești adevărat, lucrul acesta se poate. Și eu vreau să vă spun că am învățat de la fiica mea aceste lucruri și am putut să primez de la ea. Și eram supărată, adică cum? Eu umplu într-o biserică unde nu puteam să citesc Biblia. Mi se părea că e foarte greu pentru mine. Nu înțelegeam. Lucram la o bibliotecă, eram bibliotecară și am citit atâtea cărți și mi-au plăcut. Și nu puteam să citesc cartea aceasta. Pentru mine era o enigmă. Nu înțelegeam. Eram revoltată. Nu știam cum să o citesc. N-am înțeles niciodată că nu m-am apropiat așa cum trebuie de ea. Eu trebuia să-L cunosc pe Dumnezeu, să-L las pe El să lucreze. Eu judecam fiecare cuvânt cu mintea mea. Pentru lucrurile duhovnicești trebuie o judecată duhovnicească. Așa cum vă spun, pe fondul acestor frământări, Dumnezeu a îngăduit în familia noastră și fratele meu s-a îmbolnăvit. Și a avut o formă foarte agresivă de cancer, deci nu se știa care va fi rezultatul. În momentul acela am înțeles că cu Dumnezeu nu te joci. Atunci am învățat să mă rog, nu m-a învățat nimeni. Am stat pe genunchi și am plâns mai mult și am strigat și poate că de multe ori au fost cuvinte nearticulate, nici nu știu ce am spus, dar Duhul meu striga după Dumnezeu și El s-a îndurat. A avut milă și îndurare și am făcut o promisiune lui Dumnezeu atunci și am zis, Doamne, dacă Tu-L izbăvești și-L aduci acasă sănătos, e căsătorit și are un copil. Eu nu mă mai împotrivesc. Mă duc acolo la biserică unde găsesc oameni cu care pot să cresc în relația cu Tine. Și vreau să spun fiecăruia care aude mărturia aceasta, n-are importanță dacă ești creștin. Este părerea mea în ce biserică te duci, dar dacă ai o relație după voia lui Dumnezeu, dacă trăiești ce spune Dumnezeu, dacă poți trăi în biserica aceea, rămâi acolo. Dacă nu, caută oameni care caută pe Dumnezeu, care caută sfințenia, care nu sunt mulțumiți, nu avem cum să fim mulțumiți. Într-o lume murdară, te murdărești tot timpul. Ai nevoie de frați puternici care să te ridice. Asta am găsit eu aici în Biserica Baptistă numărul 1. Asta am găsit. Frați care îl caută și pe Dumnezeu. Frați care l-au găsit pe Dumnezeu. Frați care vor să umble cu Dumnezeu în fiecare zi. Este cel mai minunat lucru. Au fost momente în viața mea pe care nu vă pot explica. Lucrurile astea se trăiesc, nu se povestesc. Dacă vreți o experiență, dacă vreți să-L cunoașteți pe Dumnezeu, există, este viu, este același, este adevărat, face minuni. La un an de zile, mama mea
care are 61 de ani acum, la un an de zile s-a botezat. Era supărată când am făcut eu pasul acela. Și după un an de zile s-a întâmplat minunea și cu ea. Sigur că ne-am rugat și s-a rugat biserica și s-au rugat frații mei, familia mea, copilul meu. Și mama, care a spus că ea nu-și lasă confesiunea, cu toate că n-avea, că ea s-a născut greco-catolică, deci până la urmă nu însemna foarte mare lucru. Eu nu vă spun să vă părăsiți confesiunea, eu vă spun să-L căutați pe Dumnezeu. Deci mama a înțeles că aici L-a găsit pe Dumnezeu. Deci dacă-L cauți pe Dumnezeu, caută-L din toată inima și El se va lăsa descoperit. Și mama e fericită că poate citi Biblia, poate înțelege și se bucură. Are o relație vie cu Dumnezeu. A învățat în 2 ani de zile cât n-a învățat într-o viață întreagă, în relația ei cu Dumnezeu. Înveți în fiecare zi, asta este miracolul, să trăiești prin puterea Duhului Sfânt, nu prin puterea noastră. Sunt atâtea lucruri în viața mea care nu-mi plac mie, cum să-i placă lui Dumnezeu. Dar El face lucrul acesta, El desăvârșește ce a început. Promisiunile Lui sunt pentru noi, pentru fiecare care crede. Deci pe tărâmul acesta se pășește prin credință. Nu este altă soluție. Crezi și pășești. Faci următorul pas. Deci totul este prin credință.